Înger încă o dată. Lansarea brazilianului pentru Adrian Petre, minge din prima pentru apariția lui Cristi Albu. Gol! Minutul 10. Deschidere de scor. Înscrie. Haideți să vedem încă o dată faza. Balon înalt pentru Adrian Petre, lângă doi adversari, preia apoi Albu și lângă Luca Marici. O apărare aproximativă, este greșit Erico, Malele pune balonul jos, este însă izolat undeva în flancul stâng cu încălcâia lui Malele pentru Grecu, în careu Grecu, gol! Haideți să vedem, Erico greșește preluarea, Malele prea un pic cam larg, trimite un călcâi foarte inspirat, Grecu prea face doi pași, după care trimite acest cârlig magnific, 1-1 din minutul 15. Și eu care le-am bănuit pe cele două echipe. Recuperează mult, pasează mult Grecu, mușat, a învăluit, centrează fundașul lateral și e gol! Minutul 39, mai întâi Robert Grecu, după care Drăghici, iată încă o dată centrarea lui Mușat, e adevărat, aripa Argeșului a fost ajutată un pic și de un adversar, dar trebuie să-i... Doi jucători căzuți. Vorobiovas și Adrian Petre. Împotriva piteștenilor, este la a cincea întâlnire cu echipa lui Prepeliță, are 3 remize până acum și o centrare înaltă, ocazia lui Drăghici, aproape Drăghici de... Iată încă o dată execuția de mai devreme. Costolince până dăm alele, spațiu pentru jucătorii lui Prepeliță. Dumitru în careu, Dumitru cu un exterior, se duce la rădăcina barei. Foarte bună intervenția lui Iacu, a lui FCSB. Are o gliznă foarte fină acest jucător. Ce spuști. Am revăzut faza, iată încă o dată. A luat mingea, a accelerat și a trimis, însă nu mai are susținere și este cu spatele la poartă. Rămâne Malele. Iată încă o dată faza. A fost aici. Nu reușește să mai îndepărteze pericolul jucătorii piteșteni prea mult cu degajări. Dumitru, scapă Dumitru după ce e balonul unui adversar. Dumitru față în față cu portarul Iacob. Dumitru cu o scăriță. Gol! 3-1! Ce o fi apucat pe jucătorii lui... Acest moment, aici Mezacoli n-a comis fault, așa a spus centralul. L-am și văzut pe Rusandu făcând semn clar că nu este. Are timp Dumitru să se uite la Peteleu, să vadă dacă nu se dictează ceva și vine această scăriță minunată. Cristian Dumitru! Nu, n-a fost Peteleu, a fost Șliakov. Mult sânge rece din partea puștiului. Tehnicianul arădenilor. Honciu pasă pentru Malele. Trebuie să-și facă și Malele numărul astăzi. Oh, și este 4-1! Gol! Este 4-1! Malele scrie al 16-lea său gol. Aici, în partida tur din sezonul regulat. Iată încă o dată faza. Minge pentru Malele, lângă Șliakov, preia, vine acolo și Ilie se întoarce de lângă fundașul central al arădenilor și le execută pe portarul Iacob. Mult sânge rece. Cu viitorul a marcat o dublă.
cu Herman și a dat două goluri adevărat în două.